rece. Simt foarte multă energie negativă aici. Am fost născută în Baia Mare, iar la 6 luni am ajuns în Seghet, la un centru de copii. Prima amintire, bătăile pe degete, dacă nu ne știam spune rugăciunile peste unghii, ni se făceau move unghiile și ele nu mimau nici un pic de regret aceste doamne. Dimineața un lapte, mai mult verzui la suprafață, cu o pâine uscată și cu gem. Și rest, în timpul zilei, o singură dată, supă transparentă, în care era o cărniță, iar eu mestecam o zi jumate, că mi-era foame. În momentul când copiii erau mai agitați, cum e orice copil de altfel, ne scuteau afară în frig, în pielea goală, cam 2 ore. Și mai primeam și o bătaie după aia, dacă nu le ascultam. Fiind un copil deja lipsit de afecțiune, exact cum sunt acești pereți, negativ și reci, așa eram și eu. Eram sub carapacea mea și simțeam că nu pot să accept niciun gest de afecțiune. Nu pentru că eram timidă sau rușinoasă, simțeam oarecum să nu fiu dezamăgită din nou. Dar mama mea adoptivă nu s-a dat bătută și când am simțit brațele ei care m-au cuprins, am simțit cel mai sigur loc de pe lumea asta. Eu știam că mâinile unui adult știu numai să lovească cu ură. Iar apoi am aflat că nu e așa. Brațele astea mă protejează de 15 ani jumate. Timp în care am fost nedespărțite, vreme în care ea m-a susținut, iar mai apoi m-am revanșat și eu. Ea a suferit o operație la coloană, și a treia zi am simțit că o pierd. Am stat toată noaptea lângă ea. 3 ore m-am rugat. Au fost primele momente când am crezut în Dumnezeu, pentru că mi-am pierdut încrederea când am fost micuță. Pentru că eu am fost învățată să mă rog cu ură. Prin bătaie am fost învățată și atunci nu vedeam rugăciunea ca pe ceva pozitiv. Brațele mele, am să fac la fel ce-a făcut mama mea cu brațele ei. O să înconjur acel copil ca pe o comoară, o comoară care respiră, nu o comoară materială, cum vor mulți oameni. Oamenii nu înțeleg cât de important e să fii iubit și să ai parte de afecțiune. Chiar dacă acel părinte nu-i părintele meu biologic, el mi-a oferit acel zid oarecum de protecție, un zid nu tare, un zid prin care să treacă toate formele de iubire. Sunt un om foarte fericit. Și unica mea dorință e să am un copil.
Bună seara! E foarte greu, dragi prieteni, să vorbești de astfel de lucruri. De ce am început așa? Pentru că, așa cum ați văzut și dumneavoastră materialul, nu poți să începi altfel decât să spui că este foarte greu. Vă spun în primul rând bună seara, bine ne-am regăsit la București, aproape de tine. În această seară o să încercăm să discutăm despre acești copii și nu numai, despre oamenii care încearcă să facă ceva în această societate în care trăim, pentru ca acești copii să nu mai sufere. Vă mulțumesc anticipat pentru faptul că o să fiți alături de noi în această seară și o să aștept de la dumneavoastră și mesaje. Mesaje care sunt convins că vor veni ulterior după ce vom încheia această seară. O seară grea, am putea spune. Și ca să începem acest lucru, așa cum vă promiteam de la bun început, noi o să aducem de fiecare dată amândouă părțile. Societatea civilă și instituțiile care sunt abilitate să rezolve astfel de situații. Și am să-i spun bună seara primei mele invitate din această seară. Vorbim cu doamna Nicoleta Marcu, manager al departamentului de fundraiser al Fundației Hope and Homes for Children în România. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația și sunteți de un asentiment cu mine că această emisiune este o emisiune pe cât de interesantă, dar pe atât de grea. Da, așa este și e la fel de grea precum drumul pe care noi îl urmăm de 20 de ani și drumul pe care îl avem de urmat în continuare. Acum am să vă rog să discutăm puțin despre activitatea pe care, instituția pe care o reprezentați, vorbim de o instituție din partea societății civile, să vorbim despre activitatea dumneavoastră și întrebarea ar putea fi cu ce se ocupă, ce face această instituție în România? Fundația Hope and Homes for Children și-a început activitatea în România în urmă cu 20 de ani. În anul 1998. Și aș zice că drama ne-a făcut să începem treaba în România. Și drama de atunci, din 1998, purta un nume, Leagănul Cavnic. Leagănul Cavnic era un centru de plasament pentru copii cu vârsta între 0 și 3 ani. Erau bebeluși, de fapt. Și se afla la etajul 3 al unui spital din Cavnic. Dacă vă aduceți aminte, au circulat atunci prin presă niște imagini odioase care întruchipau tocmai realitatea și erau imagini care, după căderea comunismului, au reușit să ajungă și în Europa, lucru care i-a făcut pe cei doi britanici care înființaseră Hope and Homes for Children în Marea Britanie să vină în România și să vadă cu ochii lor dacă așa ceva este posibil. Ei își imaginau, cel mai probabil, că este o exagerare a presei. Și în dimineața respectivă s-au dus împreună cu un român să viziteze Leagănul Cavnic. Ce au descoperit ei acolo le-a schimbat pe de-o parte viața cu totul și i-a făcut să înceapă acest drum lung de reformă în România. Pentru că au descoperit niște bebeluși care nu ieșiseră niciodată afară, toată viața lor, toți anii aia, cursese pe etajul 3 al spitalului și erau în pătuțuri, acoperiți cu propriile fecale și îi vedeau doar legănându-se prin zăbrele. Știu că e dureros, însă în același timp noi nu trebuie să uităm asta, pentru că odată ce uităm lucrurile astea, e posibil ca ele la un moment dat să se întâmple din nou. Imaginile acelea au fost pentru fondatorii noștri ceva greu de crezut. Ei nu-și imaginaseră că într-o țară din Europa se poate întâmpla așa. Și atunci și-au propus încă din ziua aceea ca astfel de locuri să nu mai existe. Ăsta a fost visul, ca niciun copil să nu mai trăiască în instituții. Au trecut 20 de ani de atunci. 20 de ani pe drumul pe care noi ni l-am ales, 20 de ani în slujba copiilor vulnerabile ai României, adică copii care sunt fie în centre de plasament de tip vechi, fie sunt încă în familie, însă există riscul ca ei să fie separați de familie și să ajungă în grija
statului prin sistemul de protecție a copilului. Vreau să vă mai întreb ceva apropo de această poveste și chiar legat de ceea ce am văzut la începutul emisiunii. Aș vrea să vă întreb, credeți că oamenii care au fost acolo, vorbim de cei care lucrau acolo, și cei care ar fi trebuit să facă ceva ca acea instituție să nu mai existe sub nicio formă, niciodată, au avut repercursiuni? Adică s-a întâmplat ceva cu ei din punctul ăsta de vedere? Vorbim legal până la urmă, că despre asta vorbim. S-a întâmplat ceva cu ei? Noi trebuie să înțelegem că în acei ani era mai mult decât o vină individuală a oamenilor care lucra acolo. Era de fapt în spate un sistem care împinsese ca lucrurile să ajungă în acel punct. Modul în care noi ca țară ne îngrijim copiii spune foarte multe, nu doar despre noi ca națiune cum suntem în prezent, dar spune foarte multe despre cum vom fi noi în anii viitori. Pentru că copiii reprezintă de fapt viitorul nostru. Așa este. Și atunci imaginea leagănului Kavnik din anii 90 era de fapt imaginea noastră ca țară. Întunericul de acolo era întunericul țării noastre post-comuniste. Indolența pe care noi o manifestam față de copii era de fapt rezultatul multor ani de opinii oprimate. E dramatic ce ne povestiți, e dramatic ce se întâmplă, de fapt ce s-a întâmplat mai exact. Acum, mergând un pic mai departe cu lucrurile, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră considerați importantă ca România în momentul de față, vorbim de această reformă despre care tot se discută și s-a discutat, dacă considerați că este important ca România să finalizeze cât mai repede această reformă a sistemului de protecție a copilului. Pentru că având această poveste, și nu e, bănuiesc că nu este singura, trebuie să găsim și această rezolvare. Noi considerăm că este obligatoriu ca România să încheie această reformă, pentru că noi nu concepem niciun alt mediu potrivit pentru copil în afară de mediul familial. Copilului nu poate fi niciun de bine de parte de familia lui. Deci binele pentru copil începe în sânul familiei. Și atunci reforma pe care România s-a angajat să o ducă la bun sfârșit este de fapt despre a recunoaște și a înțelege cu toții că copilul trebuie să rămână alături de familie. De fiecare dată când este posibil, copilul trebuie să fie în familie. Acesta este și modul în care noi conducem procesele de închidere de centre de plasament vechi. Am înțeles. Este un proces centrat pe copil și este un proces care la final are ca obiectiv ca pentru fiecare copil în parte să găsim o soluție care este cea mai apropiată de mediul familial. Începem de fiecare dată prin a reintegra în familiile naturale sau extinse copiii. Dacă asta nu este posibil, mergem către alte variante. Rețea de asistență maternală, adopție. În ultima soluție, ca o ultimă soluție, în cazul în care nimic din cele pe care vi le-am povestit nu se pot întâmpla, atunci construim case de tip familial, unde integrăm numai mult de 12 copii, în așa fel încât mediul să fie cât mai apropiat de mediul familial și activitățile zilnice să-i ajute pe ei să se dezvolte armonios și să semene cât mai mult cu activitățile care se întâmplă într-o familie. Am înțeles. O să vă întreb mai departe, apropo de obiective, vreau să vă întreb, în acești 20 de ani de activitate în România pe care i-ați desfășurat, câte din aceste povești dramatice ale unor copii în astfel de situații s-au rezolvat și au avut un final fericit în cele din urmă? Multe. Deci dacă vrem să vedem paharul plin, pentru că e greu în povestea asta să vezi paharul plin, pentru că noi de fapt în fiecare dimineață ne trezim cu gândul la copiii la care nu am ajuns încă. Ăsta este gândul. Da. Și atunci e mereu o jumătate goală a paharului. Dar atunci când vrem neapărat să ne încărcăm cu energie pozitivă și să ne gândim la ce ne-a ieșit totuși, ne gândim la cele 56 de centre de plasament pe care am reușit să le închidem în cei 20 de ani. Deci, practic, am găsit pentru toți copiii din centrele acelea de plasament o soluție apropiată de mediul familial. Ne gândim că am construit
104 case de tip familial. Deci cei 20 de ani pentru noi a însemnat un proces continuu de construcție de case de tip familial. Ne gândim la cei 30.000 de copii a căror separare de familie am reușit să oprim prin acțiunile noastre care s-au adresat împotriva sărăciei și care s-au adresat pe nevoile concrete ale fiecărei familii. Cred că asta este din toată povestea jumătatea plină. E partea aceea în care vedem că am reușit să păstrăm în familie atât de mulți copii. Apoi ne gândim la tinerii pe care am reușit să îi sprijinim ca odată ce au ieșit din sistemul de protecție, ei să se poată integra în societate, să poată lua cu bine în piept viața de adult. Și am reușit și aici să sprijinim mai mult de 1500 de tineri. Asta, până la urmă, de fapt, ajungem la întrebarea pe care vreau să vă adresez, apropo de obiectivele instituției pe care o reprezentați și care sunt în perioada următoare. Acum știm ce s-a reușit până acum și asta este foarte important și contează foarte tare pentru ceea ce se întâmplă în continuare. Care sunt în continuare obiectivele dumneavoastră și pe ce vă bazați? Aș fi vrut să zic că avem un vis, dar de fapt nu avem unul singur, avem două. Așa că trebuie să vi le zic pe amândouă. Primul este ca până în 2026 să reușim să închidem toate centrele de plasament de tip vechi din România. Un al doilea vis care este la fel de important este visul de a preveni separarea de familie a tuturor copiilor. Noi visăm la o Românie și o lume, dacă vrem, în care niciun copil nu va mai trece prin trauma despărțirii de familie. Pentru că am văzut în acești 20 de ani că odată ce ruptura se întâmplă, răul este făcut. Și foarte greu. Are loc o traumă pe care, oricât de bine ai trata-o în viitor, cu specialiști, cu psihologi, cu consiliere, este o traumă care nu va dispărea niciodată din sufletul acelor copii. Prin urmare, acest al doilea vis al nostru este, de fapt, despre un sistem de protecție a copilului care va pune copilul în centrul universului său și va spune că face orice îi stă în putere ca acel copil să nu ajungă în pragul în care viața lui se întâmplă într-o instituție. Da, e frumos. Este important să se știe. Tocmai de asta ziceam că cuvântul serii este greu. Da, așa este. De asta ziceam, pentru că e un drum greu, este însă un drum, aș zice, bătătorit în ultimii 20 de ani. Deci avem ce ne trebuie, avem la noi ce ne trebuie. Avem sprijinul autorităților, toate procesele de închidere de centre de plasament de tip vechi se întâmplă în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență și Protecție a Copilului. Suntem deja o echipă sudată, o echipă unită. Statul promovează ideea reformei și a luat angajamentul că va finaliza această reformă. Tot ce contează este ca în perioada următoare să, cu adevărat, să punem accent și pe partea de prevenire. Pentru că chiar dacă noi vedem la specialiștii cu care colaborăm din administrație că înțeleg importanța prevenirii și că și-o doresc, își doresc să se întâmple, nu există în realitate buget alocat pentru zona de prevenire. Am înțeles. Vreau să, apropo de treaba asta cu bugetul, vroiam să vă întreb de ce? De ce nu există? De ce nu se alocă niște bani pentru a rezolva astfel de situații și pentru proiectele pe care dumneavoastră și poate și alte ONG-uri de același gen le dezvoltă? De ce nu se poate? Aș putea să vă povestesc mai degrabă despre ce credem noi că lipsește. Vă rog. Este probabil, eu cred că noi ca și națiune avem așa obiceiul de a lucra fiecare pe părticica lui. Și cred că ce lipsește din toată treaba asta este ca mai multe ministere să aibă acest proiect comun, proiect de prevenire a separării copilului care să fie
comun. Pentru că degeaba vedem noi tot interesul și dorința la colegii de la Ministerul Muncii, pentru că vedem că există această dorință de a preveni trauma instituționalizării, dacă mai apoi Ministerul Finanțelor gândește lucrurile din prisma propriilor obiective și propriilor constrângeri și presiuni. Sau mai departe, pe propria felie, Ministerul Dezvoltării Regionale are atât de multe probleme mari, încât la problema locuințelor sociale ajunge foarte târziu. Deci este o muncă care în momentul ăsta probabil că nu se întâmplă atât de bine în echipă. Ceea ce propunem noi este de fapt un proiect de țară, pentru că vă ziceam mai devreme, modul în care noi ne tratăm copiii este de fapt modul în care construim țara pentru anii viitori. Și atunci copiii aceștia nu sunt copiii familiilor din care au plecat sau doar copiii instituțiilor în care au ajuns sau doar copiii ONG-urilor care acum se ocupă de găsirea unei soluții pentru ei. Ei, de fapt, sunt copiii noștri tuturor. Da, e alarmant dintr-un anume punct de vedere faptul că instituțiile statului, așa cum spunea și invitata mea, doamna Marcu, au proiecte, dar nu au proiecte pe această speță care, până la urmă, exact cum spunea și dumneavoastră, reprezintă viitorul acestei țări. Că trebuie să existe un proiect de țară și pe tema asta este foarte important și de aici și intenția noastră cu această emisiune de a aduce în față și de a aduce în această platformă până la urmă oameni și instituții și ONG-uri care să vină să spună, domne, asta trebuie făcut. Da. De fiecare dată când noi ajungem în punctul în care colaborăm cu Direcțiile Generale de Asistență și Protecția Copilului sau cu Autoritatea Națională de Protecție a Copilului, lucrurile merg bine. Există voință de ambele părți. Acum, ca țara asta cu adevărat să-și trateze copilul ca fiind centrul universului lui, trebuie să se întâmple mai mult de atât, mai mult decât o colaborare între ONG și direcțiile generale. Trebuie să se întâmple această punere în armonie, până la urmă, a tuturor actorilor care contribuie. De la proceduri în ministere, care există și vedem că sunt bine implementate, până la partea bugetară. Da, este îmbucurător că există oameni. Da. Este îmbucurător că existați dumneavoastră ca și instituție a societății civile, reprezentant al societății civile și nu numai dumneavoastră, mai sunt și alții și bănuiesc că și ei fac treabă bună. Da, da. Iar noi, cum spuneam, e greu. Iar noi o să luăm o scurtă pauză și o să ne întoarcem, o să încercăm să facem lucrurile împreună. Asta era ideea. Vom reveni după o scurtă pauză și vom reveni într-o formulă de trei, pentru că, așa cum ați auzit, există colaborări și există lucruri frumoase. Revenim.